Băi oameni, băi fraților, să rămână mulțumesc, nu sunteți normal 10.000 de abonați pe canalul ăsta. L-am pornit în mai anul trecut de la 356, nu uit asta în vecii vecilor, amin, și acum am trecut de 10.000. Vă mulțumesc, vă iubesc și vă pup peste tot, mă, sunteți geniali. Mulțumesc și pentru cafelele oferite pe buymeacoffee.com/nicubendea. Nici o cafea azi, știți că merg mai departe în contul celor sinistrați din Apuseni, dar să intrăm în subiect. Alo, alo, iară plecați! Vă cred, este prima vineri din august pe 2021, vă grăbiți să mergeți în concedii, să mergeți în vacanțe, țighi-țighi, lugu-lugu, da? Unde să mergi, că acolo-i foc și caniculă, dincolo îs ape și inundații, așa că mare grijă. Vacanțe și concedii, da? Acum parcă nici nu-ți mai vine să ieși din casă, să ieși din țară, trebuie să completezi formulare online, să le listezi, certificate, teste. Pe vremuri ne uitam pe hartă, no, acolo mere mami, acum să nu cumva uităm testele alea și cu 72 de ore înainte și cu hai să fim serioși, da? Să fim un pic serioși, 10.000 de ca, mulțumesc că sunteți aici pe canalul de YouTube Nicu Bede, eu, mulțumesc foarte mult. Și ajungi pe litoralul românesc, primul lucru, bat salvamarul. Bate vaș de dormeze, vorba lui Unguru Bulan. Că nu mai ai răbdare să intri în apă și te enervează salvamarul. Un conductor, un bacter de tren, unui conductor de tren, sau cum îi zice, unui controlor de tren, i s-a furat telefonul. I s-a furat telefonul de către cine? De către pasagerii care mergeau la mare. Acum, drept, la câtă întârziere, la câte minute, la câte ore pierzi din viață pe trenuri ca să ajungi pe litoral, mai contează să ai telefon la tine să știi pe ce vreme ești sau ești? Nu contează, domnule. Nu mai contează nimic. Timpul, totul s-a dilatat ca șinele de la CFR. Să stai acasă. Păi stai, stai în București 40 de grade, umblă șobolanii pe drum ca gândurile în mintea unei super tipe. Dar un șobolan a văzut și a făcut de cap, a mușcat din Adidasul unui bucureștean. Și șobolanul și a mușcat Adidas. Omul nu s-a supărat că a făcut 7 zile antirabic, dar zicea, erau Adidas noi. Asta nu-i nimic, în Thailanda, într-o intersecție, s-a înregistrat o bătaie între două clanuri de maimuțe. Și că nu mai primeau banane de la guvern. Bătaie între două clanuri de maimuțe. Bă, zici că sunt alegerile interne în PNL. Că nici ăștia din PNL nu mai pot să-și facă alegeri dacă nu sunt bodyguards. Și în Timișoara, în Timiș, alegeri în PNL cu bodyguards. Nu o să înțeleg asta niciodată. Ce mai au de împărțit? Sunt la putere în pula mea, vorba lui Adi Despot. Ce mai au de împărțit peneliștii? Câțu, Larisa Iordache, sublima, superba noastră gimnastă, a ratat finala la bârnă din cauza unei dureri la picior. Câțu i-a scris imediat pe Facebook, fi tare, a ratat finala la bârnă, fi tare, suntem cu tine, așa a scris domnul Câțu. El cred că o confunda bârna, obiectul de la gimnastică, cu barna, că și ei sunt cu barna în coaliție și pe ei așa pățesc, fi tare suntem, du-te mă, s-a accidentat la gleznă. Politicienii noștri s-a accidentat la cap. Picioarele Lisbune, că fac joc de gleznă, mă, joc de gleznă, numai în joc de gleznă ne țin. Ai, dar, ca lupă publicitară, în 13 august, vineri, o să avem un super spectacol în atelierul de pizza. Se împlinesc 10 ani de când prietenii noștri care au adus pe piață acest concept de atelier de pizza, se împlinesc 10 ani de când au dat drumul la prima pizza reparată în atelierul lor. Așa că vă aștept în Florești, pe Cetății 300. Vineri seara de la 8 o să fie și trupa Happy People Band. Happy People Band o să cânte eu și cu invitații mei surpriză. Tu vii? Mm-hmm. Deci eu și cu Vlad și cu încă un invitat surpriză, Sasha Ciobanu, o să fim acolo să vă amuzăm. Șoturi din partea casei. Antren, voie bună, dispoziție. 13 august, 8 seara, Cetății 300. S-a încheiat calupul publicitar. Trebuie un pic de publicitate, că și în București, acum dacă mergi, eu n-am mai fost de 10 ani și sper că nici în următorii 10 să nu mai ajung, dacă de Dumnezeu. Și că în București au apărut niște panouri publicitare cu poza Biancăi Drăgușanu și scris acolo: te-ai săturat să aștepți pensia bunicii? Schimbă-ți jobul. Bianca Drăgușanu face reclamă la un studio de videocet. 3 luni de reclamă, 100.000 de euro. Vă dați seama, dacă ea făcea videocet în 3 ceasuri, făcea 1.000.000 de euro. Dar ea a zis că nu mă pricep să aprind un aragaz, dar știu cum să fac 50.000 de euro. Deci nu s-a priceput de două ori cum s-a prins un aragaz și a făcut 100.000 din reclamă. Așa, treci la videocet, schimbă-ți jobul. Ți-am dat jobul pe blowjobul. Dar nu mă mir acum dacă era, cine să zicem noi, o
dar nu dau, că iară mă catalogați drept misogin. Da, în altă ordine de idei, dacă aș fi văzut-o pe vitrină la librăria Humanitas pe Bianca Drăgușanu, era ceva, așa că face reclamă la videocet, e ca și când fac eu reclamă la atelierul de pizza sau la... Așa-i Vlad? Da, da. Sau vlog? Ok. Dacă făcea reclamă la Tigăi Bianca Drăgușanu sau la cărțile care dăinuile la librăria Humanitas era un eveniment, dar așa că face reclamă la videocet, nu m-am de ochet. Reclama sufletul comerțului. Am văzut un ultim meci sau un penultim meci, UTA, când duceau un ciubenii fie iertat, când aduceau jumătate de porc în casă tăiat. Hai UTA! Și apoi imediat îl luam într-o așa bun. UTA FCSB, 1-1. Deci aia de la UTA aveau pe spate scris reclamă pe tricouri, aveau pizzeria Pizza cu 5 colțuri. Când am fost în spectacol, cu spectacolul la Arad, chiar am văzut pizzeria care livrează pizza cu 5 colțuri. Și ăștia de la FCSB aveau City Insurance, adică ei cu pizza au făcut egal cu insurance. Bă, puneți-o pe Bianca Drăgușanu, pe spate. Pe spate la tricou, nu la... Că acolo costă. Da, vă las, faceți-vă concediile, vacanțele, că tot Clujul e mort în perioada asta. Când veniți din concedii în Cluj-Napoca sau la festivalurile din Cluj-Napoca, o să mai vedeți 350 de bocuri, dracu, de blocuri ridicate Anapoda și aiurea. Mulțumesc! 10.000! Vlad a stabilit un target de cât? De 100? De mii. Asta pe când o fi la pensie. Dar vă știu, voi sunteți în stare să dați de două ori subscribe la canalul ăsta pentru că vă place. Weekend plăcut, weekend relaxant. Să ne vedem cu bine în curând. Blum, blum.